Bună seara, stimați telespectatori! Vă salut la o nouă ediție a emisiunii În Direct. În această seară vom discuta din nou despre reformarea sistemului de drept din Republica Moldova. Invitații emisiunii sunt avocatul Andrei Năstase, bună seara, și politologul Alexei Tulbure. Bună seara! Bună seara! Am decis să revin la discuțiile despre această temă pentru că tocmai recent președintele Nicolae Timofte a făcut unele declarații cu referire la sistemul de drept din Moldova și o prima întrebare ar fi pentru mine, chiar dacă asistăm la discuții despre reformarea sistemului de drept consistent din anul 2011, vreau să vă întreb dacă continuă să fie controlat sistemul juridic din Republica Moldova din punct de vedere politic. Pentru că atunci când a fost întrebat săptămâna aceasta președintele țării dacă mai este controlat sistemul de drept din Republica Moldova politic, dumnealui, de fapt, l-am ascultat cu o conjugare a verbului a suna. A zis, eu nu sun, leancă nu sună, filat nu sună, lupul nu sună, ghimpul nu știu că n-am vorbit cu el, ceilalți tot nu sună. Vreau să vă întreb, părerea dumneavoastră, este astăzi controlat încă politic sistemul de drept din Moldova? Că deja vorbim de 3 ani despre reformare. Asta a spus că s-au purtat discuții consistente, doar discuții pe ultima perioadă de timp și nimic mai mult. Pentru că la ceva efectiv nu s-a ajuns și nu s-a ajuns nu din cauza lipsei de fonduri sau din alte cauze obiective. Nu s-a ajuns pentru că așa se vrea. Pentru că este cineva care vrea ca acest sistem să nu fie reformat. Părerea mea este că Nicolae Timofte face declarații aberante pe alocuri, iar uneori săvârșește crime mari, crime morale cel puțin, împotriva acestei țări, când vorbește că n-am avea corupție în justiție, că n-am avea o justiție aservită politic. Mai recent a spus că nu vede motive pentru care un individ pe nume Plahotniuc Ulinici, Păpușar și așa mai departe, pe care l-a demascat presa, l-a demascat instituțiile internaționale, l-a demascat Interpolul și instanțele de drept internaționale, el spune că nu găsește niciun motiv pentru ca să scoată din fruntea acestui Consiliu de Reformare a Justiției pe acest Plahotniuc. Ei, în aceste condiții eu nu pot să spun cu fermitate că Nicolae Timofte să săvârșește o crimă cel puțin morală, spun, pentru că dacă voi face acum altfel de afirmații, probabil voi fi iarăși dat în judecată, cum a fost dat pe mâna justiției iarăși a lui Poale Lunci și Corochii, de către acești doi indivizi, iarăși a serviți acestui păpușar. În concluzie, dacă putem face o concluzie chiar la începutul emisiunii, părerea mea este că această justiție sau această așa zisă justiție este una servită nu doar politic, știm foarte bine din punct de vedere politic și în baza unor înțelegeri secrete, criminale din punctul meu de vedere, este aservită Partidului Democrat și personalului Vladimir Plahotniuc. Dar ea rămâne aservită și rămâne o instituție, o pârghie în mâna mafiei, a mafiei naționale, dar și a mafiei internaționale. Am să vă dau pe parcurs emisiunii și alte detalii la acest subiect. Dumneavoastră vreți să spuneți că, de fapt, reformarea sistemului de drept se torpilează anume de către Partidul Democrat, ori această torpilare vine din interiorul sistemului, ori sunt ambele cazuri valabile? Eu aș spune, nu torfilare, eu aș spune se pun frâne serioase, saboții sunt pregătiți în birourile lui Plahotniuc, dar acești saboți sunt menținuți cu complicitatea și a celorlalți, inclusiv a lui Filat, inclusiv a Ministrului Justiției, inclusiv a Procuraturii Aservite. Deci, în momentul de față, chiar acest judecător Timofte, am impresia că obstrucționează reforma justiției, pentru că nu poți să nu vezi ce vede o societate întreagă, nu poți să nu vezi ce vede Interpolul, nu poți să nu vezi ce vede Curtea de la Londra și să spui că un asemenea individ cum este Plahotniuc poate să rămână în continuare în fruntea acestui Consiliu de Reformare. Este, după mine, este o blasfemie. Este un afront adus acestei societăți, acestei republici, populației acestei țări, care în proporție de 84% am impresia și-a dorit nu numai scoaterea lui Plahotniuc de prin consilii și instituții. Eu am impresia că 84% își dorește punerea lui la pușcărie. Ei, acest președinte al țării noastre nu vede acest lucru și el nu găsește nimic în a-l da jos pe Plahotniuc. Cel puțin, vă dau doar un element strict tehnic.
acest Plahotniuc nu mai deține funcția de vicepreședinte al Parlamentului, fiind dat jos pentru acte cunoaște toată lumea, pentru ce anume, pentru pădurea domnească și ce s-a mai vorbit despre el, da? Ei, măcar pentru elementul ăsta, că nu mai face parte din staful Parlamentului, numai pentru asta trebuia scos de acolo, printr-o modificare de decret. Ori acest președinte astăzi ne spune că nu vede niciun motiv. Eu îl arăt din punct de vedere juridic, ca să nu mai vorbesc de ordine moral și așa mai departe, cetățenesc, dacă vreți. Domnul Alexei Tulbure, într-adevăr, lucrurile merg prost în sistemul de drept, în procesul de reformare a sistemului de drept, anume din cauza, iată, a instituțiilor responsabile ale statului și a persoanelor, unor persoane nominalizate, numite de domnul Andrei Năstase? Dar ce trebuia să schimbă de la o declarație a unui fost judecător? Dacă o declarație moftic, el nu sună, da, atunci ce noi trebuie să începem să discutăm în serios fenomenul reformii în sistemul de drept, nu s-a produs absolut nicio schimbare, nu s-au produs reforme. Noi n-am urmărit aceste reforme. Bineînțeles că nu putem vorbi despre faptul că justiția mișcă, nu că a devenit independentă și funcționează așa cum trebuie să funcționeze, dar nici nu mișcă în direcția cuvenită. E absolut evident și noi nu trebuie să atragem atenție la declarațiile făcute de judecători, fie foși sau actuali. Uitați-vă, printre primele intervenții publice a domnului Timofte a fost declarația lui cu privire la necesitatea măririi salariilor judecătorilor și el a prezentat această propunere ca una fundamentală în reforma sistemului. Eu vă spun un lucru, că majoritatea judecătorilor în Republica Moldova nu sunt foarte mulți, câteva sute, 360 de persoane, 361 de persoane, din ăștia 360 de persoane, 300, eu sunt absolut convins, majoritatea covârșitoare nu mai poate efectua justiție, pentru că ăștia sunt deformați, denaturați moralmente, etic. Aceste persoane nu mai au capacitățile necesare profesionale și etice să rămână în sistemul efectuării justiției. Ori reforma justiției de oameni se face, dar nu e ceva abstract care există în afara relațiilor interumane, în afara societății, sociumului și așa mai departe. Reforma justiției trebuie să înceapă de la eliberarea acestui sistem de acești oameni care nu mai pot efectua această justiție, pentru că lor poți să le dai și 10.000 de euro pe lună și 100.000 de euro pe lună și asta nu mai schimbă nimic în calitatea lucrurilor lor. Pur și simplu crește mită. Uitați-vă ce declară președintele Consiliului Suprem al Magistraturii, domnul Corochi. El nu vede conflict de interese în cazul pădurea domnească. Da, pentru dânsul. Este normal ca procurorii, judecătorii să margă împreună cu businessmanii, cu politicienii la vânătoare, să împuște prin rezervație acolo, să ducă discuție și așa mai. Pentru dânsul este normal atunci când toată floarea, în ghilimele, spuma, mai degrabă a sistemului judiciar din Republica Moldova vine la nuntă, la ficior, și normal că pun la cale. Noi nu știm când se duc împreună la baie, la cumătrii, la pești, unde se mai duc ei. Acolo se discută, acolo spun la cale niște lucruri care nu trebuie să discute, nu trebuie să fie puse la cale și așa mai departe. Și semnale de felul ăsta, atitudini de felul ăsta vin de la oamenii care trebuie să stea de veghe a respectării, de veghe la respectarea legii, legislației. Trebuie să fie exemple comportamentului moral, etic pentru toată lumea. Atunci când se comportă așa ăștia, clar că lumea din alte domenii ea respectiv face concluzii. Asta e un aspect. Acum, într-adevăr, sunt de acord cu domnul Năstase că nu există deficit de asistență și inclusiv financiară. Există un deficit foarte mare a voinței politice. Și există blocaje. Aceste blocaje, într-adevăr, în mare vin din partea Partidului Democrat și conducerea acestui partid, din partea celui care a subminat, de fapt, întreg sistem de drept a Republicii Moldova, începând de la judecătorii și terminând Procuratura, Centrul Național Anticorupție, de la Plahotniuc. Dar
noi avem aici complicitatea celorlalți. Aici noi vedem un exemplu clasic a unui târg. Este o Da. Deci noi îți permitem să controlezi întreg acest sistem, tu îmi permiți nouă să fărăm în alte domenii, pentru că aici nu-i vorba de alte scopuri nobile. Fiecare forum în domeniul său. Era de ajuns, și noi am văzut asta, astă primăvară, era de ajuns o elementară manifestare de voință politică, o majoritate ad hoc tehnică în Parlament, și să fie avut aceste forțe consecvență și voință până la capăt, să margă în schimbările care le-au pornit, de la Plăhatniuc nu rămânea nimic. Și din, alegeri, toți, da? Și din toți, din toți, din toți ăștia care sunt puși peste tot. Eu mă refer la coaliția tehnică între opoziție și o parte a Alianței pentru Integrare Europeană, PLD-MEU în special. Nu e atât puternic Plăhatniuc, deși, bineînțeles, că el e peste tot. Cât e lașă partea cealaltă a coaliției, cât e fariseici cei care declară că noi am pornit reformele pro-europene, că noi vom face... Că nu vom îngenunchea în fața magii. Că nu vom îngenunchea, că noi acum, uitați-vă, actualul prim-ministru și-a propus niște priorități pentru primele 100 de zile. Eu nu știu dacă el are dreptul la aceste 100 de zile, pentru că și guvernul e vechi și coaliția nu e nouă. Dar mă rog, și pentru astea este lupta cu corupția. Ați văzut măcar ceva să fi făcut actualul guvern în frunte cu actualul prim-ministru în acest domeniu? Nimic. Absolut. Aceeași imitare a anumitor acțiuni și declarații. Păi cu asta se măgulește. De la cuvinte nu se schimbă nimic. Da. Numai de la acțiuni. O teză a domnului Tulbure. Dânsul vorbea despre moralitate și așa mai departe. O justiție sau o reformă a justiției nu poate fi făcută cu oameni imorali sau amorali. Cum? Nu poate. Pentru că și eu aș considera în condițiile Republicii Moldova nu poate fi făcută de pale lungi cel care este un imoral în acest sistem de... Președintele Consiliului Suprem de Justiție. El este a Curții Supreme de Justiție, dar din informațiile pe care le am, chiar din interiorul acestei curți și din interiorul Consiliului Superior al Magistraturii, acest pale lungi conduce de facto și CSM-ul. Și asta am afirmațiile a cel puțin 6-7 oameni din cadrul ăsta, CSM-ului, CSJ-ului. Domnul Tulbure vorbea despre conflict de interese. Despre ce fel de conflict de interese? Eu profit de situația că sunt la dumneavoastră în studio și am să vă spun. În cazul meu personal, eu am făcut un apel public în care am demascat sistemul, o parte a sistemului, criminalii din sistem, și am pus în față acești doi indivizi care se cheamă Corochi și Palelungi. Acești indivizi ar fi trebuit să se abțină de la orice. Sau dacă au ceva cu mine, să adreseze judecată. Nu, ei folosesc pârghiile statului, ei folosesc calitățile lor de membri, unul din oficiu, altul ales al CSM-ului, votează împotriva sau în favoarea trimiterii mele la o comisie de etică, acolo își găsesc majorități, așa cum găsește Plăhotniuc majorități în guvern, Plăhotniuc găsește majorități prin parlament, cu sprijinul lui Plăhotniuc, găsesc majorități și în breasla mea avocaturii. E un domeniu, vă spun, e strigător la cer ce se întâmplă. Dar acești indivizi, ei uită de domeniul cum ar fi conflictul de interese, ei uită de moralitate, ei uită de lege. Pentru că un om care, el nimeni nu poate să-și facă dreptate în propria sa cauză. Sunt niște principii arhicunoscute în lume. Nu, în Republica Moldova acestea nu sunt valabile. Acești indivizi au făcut un târg. Știe foarte bine toată lumea că există unul Melniciuc. Oleg Melniciuc, există un asemenea așa zis judecător. Acest Melniciuc este un individ promovat în permanență de acest poale lungi, care, a cărui naș este. Iar ceea ce îmi spun iarăși oamenii din CSM, oamenii din Curtea Supremă de Justiție, știți cum a ajuns Melniciuc la judecătoria Răscani președinte? Simplu, printr-un târg. O judecătoare care urmează a fi pusă la Curtea de Apel Chișinău într-o anumită funcție, va fi pusă acolo pentru că Poale Lungi a insistat pe lângă membrii CSM-ului să-l voteze repetat pe Melniciuc. O anumită parte a membrilor CSM-ului era împotriva acestui Melniciuc. Spunea, domnule, nu putem să votăm pentru unul care a încălcat deontologia.
a examinat o cauză a unei rude de-a sale. De-a sa. Și cauza, apropo, era destul de... Doi, a preluat o cauză, normă, dacă vă amintiți, în care statul risca să piardă 130 de milioane de euro și doar datorită presei libere. Acest lucru încă nu s-a întâmplat. Asta nu înseamnă că nu se va întâmpla în vara asta. A preluat acel dosar. Trei, acest individ și poate cel mai grav este faptul că acest individ a numit ziariștii niște răpănoși. Da. Domnule, pentru asemenea faptă, un asemenea infam ar trebui dat afară. El trebuia dat afară și deferit, cum să spun eu, acei jurnaliști ar fi trebuit să-l acționeze în judecată. Dar cum să-l acționeze în judecată dacă această judecată este controlată de finul, de nănașul? Cum? Și uitați-vă, este un cerc vicios. Iar acest președinte cu care ați început dumneavoastră a avut obligația morală împotriva acelui vot de veto al CSM-ului să nu-l promoveze pe Melniciuc. Să aștepte toamna, atunci când știe foarte bine că vor demara alegerile la Consiliul Superior al Magistraturii, să aștepte ca acel Consiliul Superior al Magistraturii, dacă acesta a servit lui Palelun și lui Plahotniuc, nu o face, acel nou să vină să-i retragă candidatura. Domnul Stase, dar el a spus, eu nu am ce face, asta e legea. Nu, dacă îl înaintează a doua oară CSM-ul, el nu are ce face. Am spus, este adevărat. Potrivit legii... Legea tot este o... Nu, este o chichiță, cum să spun eu, de legislație. Am spus, este un drept de veto, dacă vreți, al CSM-ului. Deci el peste bunul simț, peste societate, peste republica asta, peste țara noastră, peste sufletele noastre, el trimite a doua oară pe acest Melniciuc la președinte. Da, dar președintele are niște pârghii. Inclusiv are pârghia pe care o folosește împotriva mea. De trei ori am solicitat acestui președinte. Eu respect instituția președinției, dar instituția președinției reale, a unei președinții a statului și a nu a unei guvernări criminale. Eu respect această instituție, dar în condițiile în care tu de trei ori mă adresez ție și nu mi dai măcar un răspuns în scris, îmi tot trimiți de fiecare dată un consilier să-mi spună că președintele a luat act. Iar când iese președintele la cameră, spun, a zis că nu a citit, a spus zilele acestea. Nici nu mă interesează, probabil nici nu știe textul, nu ar înțelege prea bine textul pe care l-am scris eu, dar asta e mai puțin important. Important este că el nu dă curs la niște cereri cetățenești ale mele. Am spus, scoate-l din sistemul ăsta de reformare a justiției pentru că nu o merită, pentru că este incompatibil cu această funcție sau cu acest statut. Nu, omul amână. De trei ori am adresat, sunt patru luni, dacă bine mi-amintesc, din martie sau cât o fi ele, da? În care el nu a luat nicio reacție. De ce în cazul lui Melniciuc, cu atâta grabă, mimează o întoarcere înapoi a candidaturii pentru presă, pentru ca presa liberă să spună, domnule, uitați-vă ce gest a făcut președintele. În realitate, el a mimat, a făcut un târg cu pale lungi, simplu de tot. Ți-l întorc înapoi, iar voi, băieți, dați-l înapoi și eu nu o să am ce face. Amână, domnule, până în toamnă. Iar în toamnă va veni. Speranța mea este că va veni un Consiliu Superior al Magistraturii nou, care nu se va vinde așa cum s-a vândut ăsta, care nu va lucra cu plicurile, pentru că am și aceste informații. Putea și mai simplu de procedat în cazul ăsta. Eu am spus una tehnică, una... Nu, dar sunt pârghii, pentru că e o problemă fundamentală. Cer scuze că am intervenit. Nu. E o problemă fundamentală, pentru că la multă lume se creează impresia că ăștia, apelând la normele legale, sunt invicibile, adică nu-i poți atinge. Curați, ei au tot timpul dreptate, adică legea așa spune, noi acționăm conform legii, dar în țară îi hoțăi, îi banditezi toate fără de legile și consfințarea lor. Te mofti în cazul lui Melniciu, putea să procedezi foarte simplu. O venit prima dată, el nu confirma această candidatură, dar ieșa public. Și făcea o declarație publică ca șeful statului, spunea că eu consider că Consiliul Superior al Magistraturii a comis o greșeală morală, politică, atunci când o înaintat această candidatură. De atâta. Eu sunt garantul Constituției. Eu apăr drepturile fiecărui cetățean. Eu nu pot să-mi asum responsabilitatea ca unul ca Melniciuc să fie numit în fruntea unei judecătorii unde se vor adresa oamenii. Eu port responsabilitate pentru sănătatea și securitatea. De ce n-a făcut acest lucru? Să facă... Păi de atâta, pentru că e complicitate cu ăștia. El nu are nevoie de reforma sistemului judiciar. El nici nu înțelege până la urmă. El pe timpul sovietic îi băga în pușcărie pe disidenți. Acum el luptă pentru alte scopuri sacre acestui stat. El nu înțelege ce asta funcționarea unei justiții. El nu înțelege că justiția actualmente este baza, fundamentul, temelia unei democrații.
poate să nu lucreze instituțiile, unele instituții. Poate să nu lucreze procedura de alegeri. Poți să nu lucreze nimic. Dacă lucrează justiția, noi spunem că aici noi avem democrație. Dar dacă nu lucrează justiția, pot să lucreze alți factori. Dar democrația este șterbită și nu este democrația adevărată. Domnul Tudure, nu poate să lucreze, nu poți lucra, fără justiție nu pot lucra altele. Și vă dau exemplu. Absolut, absolut. Exact. Eu aici sunt de acord. Nu a făcut treaba asta și ne-a terminat gândul și preluază noastră de aici. Pentru că acest om, el e în complicitate cu foștii săi colegi de breaslă. El e fost judecător, dar mentalitatea lui a rămas aceeași. Dar nu judecător în sensul înalt acestui cuvânt, dar judecător de ăsta care a servit sistemul tot timpul. În timpul sovietic a servit sistemul, regimul comunist, acum el servește regimul oligar. El a fost în fruntea acestui Consiliu Superior al Magistraturii când s-a pornit cele mai mari fără de lege în această țară. Atacurile Raider și așa mai departe. Absolut. Atunci nu a avut el posibilitate să-i cheme pe ăștia care au participat la porcăriile astea, la preluarea forțată a acțiunilor, la Consiliu și să-i dea afară, mă refer la judecători. N-au făcut-o, așa n-au pălit. Așa n-au făcut aceste mofte. Acum el nici dreptul moral despre reforme n-are dreptul să vorbească. Acest consiliu despre care vorbesc dumneavoastră, nu că nu a făcut nimic împotriva judecătorului, el i-a protejat. Eu am să vă dau două cazuri. Cazul lui Orândaș, e vist unul Orândaș, care și în continuare este un judecător. Și în continuare judecă strâmb, așa cum a judecat până nu de mult, până în cazul atacurilor Raider, s-a demonstrat. Șeful Consiliului de Securitate, secretarul Consiliului de Securitate a avut o corespondență secretă pe care a văzut-o datorită iarăși presei libere, unei părți a presei, pentru că nu toată presa este liberă în Republica Moldova, dar o mică parte a totuși a divulgat, a arătat lumii. Deci există o corespondență pe care se vede foarte clar crima săvârșită de Orândaș și Plugari, doi judecători. Acești doi judecători au fost analizați, să spun așa, la Consiliul Superior al Magistraturii. Nici unul dintre ei n-a pățit nimic pentru atacurile Raider asupra băncii de economii. Dacă vă amintiți cazul, când a fost împărțit matematic 18% furate de la niște oameni normale, onești acestei țări, și au fost împărțite în patru părți egale ca să corespundă rigorilor băncii naționale și a legii. Ei, acești doi indivizi, nu doar că n-au fost pedepsiți, deși au fost sesizați, am sesizat de 3-4 ori Consiliul Superior al Magistraturii, a sesizat secretarul Consiliului de Securitate, au sesizat mass media. Ei au fost protejați, iar Plugari a mers la pensie, încasând la statul pe care eu îl subsidiez cu niște contribuții acolo și dumneavoastră la fel, a primit o sumă bună de bani, iar ăsta, Orândaș, continuă în continuare să judece strâmb. Altfel spus, oamenii sistemului, 30 sau 60 sau acei 300 despre care vorbiți dumneavoastră, sunt protejați de acest consiliu, despre care un fost prim-ministru spunea că este un consiliu criminal. Este o bandă criminală. Bandă. Este o bandă. Deci, eu înțeleg foarte bine ce risc. Știu foarte bine că o să mai aibă Consiliul Superior al Magistraturii, o să mai facă o decizie, în condițiile în care tot ei le judecă și le fac cercul ăsta vicios. În adresa dumneavoastră? Da, sigur că da. Eu sunt în ultima perioadă tot îmblu prin judecăți din cauza acestui consiliu, care recunoaște, pe vremuri recunoștea Timofte că judecătorii au pierdut lupta cu corupția, eu le spun același lucru și sunt tras prin judecăți. Dar asta e mai puțin important. Ceea ce vroiam să spun despre acel Melniciuc despre care tot vorbim. Domnilor, Muruianu, există un asemenea fost judecător sau președinte a Curții Supreme de Justiție care s-a implicat în atacurile Raider serios, în atacurile Raider din 2010. S-a implicat în ce sens? Serios, ca să le contracareze sau să le judece? La Curtea Supremă de Justiție. Când ați spus s-a implicat, ieșea din 5 dosare ale lui Plahotniuc, inclusiv a surorii sale, Muruianu și acea moldovan, le-a preluat pe toate. Deci nu existau alții care ar fi putut să examineze. Dar asta e trecutul. CEDO o să ne judece pe toți. Numai că atunci când va judeca CEDO vom deja plătesc cetățenii. Tot contribuabili, tot Republica Moldova, iar al de Plahotniuc și tot felul de poale lungi, Coroache și alții, muruieni, vor rămâne fără nepedepsiți. Ei, dar revenind, acel Muruianu a făcut o afirmație odată, dacă vă amintiți, a găsit el o metaforă nereușită în viziunea lui, că el, în loc să facă justiție, făcea metafore. Că ziariștii ar fi niște câini turbați ai societății în loc să fie sanitari aceste societăți. Da, pentru asemenea
metaforă tâmpită a acestui Moroianu, a fost demis. Da, a fost discuții în Parlament, dezbatere, cereri. Și eu vă întreb atunci, și asta era pe timpul comuniștilor, parcă, sau nu? Nu, exact când a venit Alianța. Era incipient a democrației moldovenești. Pentru că, de fapt, Alianța a susținut aceste deziderate de destituire din funcția lui Moroianu. Dar de ce diferențiat? De ce în cazul unui individ, după mine, un nei ca nimeni, care își permite să numească ziariștii drept răpănoși, asta este promovat în funcția de președinte a unei judecătorii. Eu mă întreb, acei judecători din interior, care sunt conduși din asemenea infam, ce își vor permite ei? De acum încolo, el va vedea un cetățean simplu. Dacă el și-a permis să numească ziariștii, niște o meserie nobilă după mine, o meserie care... Dar orice meserie n-ar fi... Dar ziariștii sunt, cum să spun eu, o instituție importantă a democrației. Absolut. Este a patra putere în stat, din câte ne spun cărțile. Da? Ei bine, dacă ăsta își permite să numească un ziarist, vă dați seama ce vor face ceilalți subalternii lui cu populația care vine aici. Își pot permite orice. În cazul dat, de ce nu a luat atitudine? Chiar și conducerea, adică alianța sau guvernarea, dar mă rog, pentru că în cazul lui Muriano a fost această atitudine. Pentru această alianță este capturată, eu am scris într-un memoriu public al meu, am spus, este capturată alianța și cel mai grav este capturată țara asta. Nu mai vorbesc acum de instituții, de justiție, procuratură și așa mai departe. Țara noastră este strangulată. Este strangulată de acest individ care o gâtuie în fiecare zi. Dumneavoastră vreți atitudine din partea lui Filat dacă el împarte posturile împreună cu Plahotniuc? Dacă el face alianță cu Plahotniuc și le spune că le fericește. Eu am fost în Europa și mă mai duc, dar eu vreau să întreb, cum vreți să ajungă cetățenii acestei țări sărăcite în Europa? Ei vor avea acces liber, spre exemplu, peste 20 de ani, nu în ianuarie, cum le promit ei, peste 20 de ani. Dar eu întreb, dar peste 20 de ani oamenii de aici vor avea șansa să ajungă, măcar să-și plătească biletul până în Europa? Nu. Deci, a-l pune la președinția judecătoriei Râșcani pe Poale Lungi nu-i doar interesul lui pe finul lui Poale Lungi, Melniciuc, nu doar interesul lui Plahotniuc sau Poale Lungi. Este interesul întregului acest clan. Este interesul lor, pentru că ei fac schimb de posturi. Acolo îl pun pe al meu, acolo îl pun pe al meu. Sigur, prioritate va avea Plahotniuc. Bun, și dacă dumneavoastră iată spuneți că nu există voință politică pentru desfășurarea reformei în sistemul de drept. Ați menționat că din 360 de judecători, aproape 300 sunt corupți. Eu am spus da, apropo, există niște cifre date și de președintele Curții Constituționale, care tot spunea că vreo 80-90% din sistemul de drept judecătorii sunt corupți, așa că da. Atunci cine să înfăptuiască această reformă de drept? Cine să o facă dacă toată lumea este... Numai clasa politică. Aici, iarăși, bine, dar dacă nu există această voință politică pentru că există interes, când vom avea reformă? Atunci când nu a exista. Haideți noi să-l luăm la capăt. Există și aici o confuzie. Atunci când se cere intervenția unui șef de stat sau unui șef de guvern sau unui demnitar într-o situație absolut sălbatică, când noi avem corupții, n-avem corupționeri, avem hoți, avem hoții, n-avem hoți, avem preluări de întreprinderi, dar n-avem raideri și așa mai departe, avem crime, dar n-avem cei care răspund pentru crime, li se cere intervenția lor politică. Ăștia spun, noi nu putem interveni pentru că asta ar fi ingerință în afacerile unei instituții independente. Oameni buni, cea mai mare prostie care poți să o auzi la începutul secolului 21 într-un stat european, de ce te-o ales pe tine demnitar de stat? Nu să suni pe cazuri concrete, dar să organizezi așa sistemul să funcționeze, că acolo îți domine legea, dar din sistem să zboare toți care încalcă legea și execută comenzile politice și economice a patronilor săi, a oligarhilor și așa mai departe. Asta e sarcina ta ca politician. Și în cazul ăsta, bineînțeles că clasa politică, întreaga societate, bine, astea sunt niște cuvinte, întreaga societate atunci când votează trebuie să gândească pentru cine votează, pentru că la om, la noi, nu este legătura asta între cum votez eu și cum trăiesc pe urmă 4 ani. Aici, normal că noi trebuie să lucrăm cu oameni, să le explicăm că nu lua tu zahărul celă și orezul ăsta prin roasca, ai saci de zahăr și orez, dacă trăim cu toții mai bine, schimbăm lucrurile în țară. Dar votează așa cum trebuie votat. O să înceapă reforma atunci când o să avem o clasă politică care înțelege și are această capacitate de a mișca lucrurile înainte.
Aici nu trebuie să fii geniu, nu trebuie să fii cu nu știu ce, cu stea în frunte. Uitați-vă, este o situație foarte simplă. De ce sunt la clasă politică această reformă? Nu, numai după schimbarea, puterii, absolut. Eu nu cred în capacitatea acestei coaliții de a se reforma din interior, prin propriul efort, prin potențialul care există în interiorul acestei coaliții. Ei sunt legați de legea omertii, legea tăcerii. Niciodată nu o să fie scos la suprafață sau la mal un bandit din gruparea lui Plahotniuc sau un host din gruparea lui Filat, pentru că aici se începe marea gălăgie care duce la dimiterea guvernului. Am văzut ce se întâmplă dacă ei începe să ataca unul pe altul. Lecția a fost însușită, ei au înțeles că trebuie să tacă, să acoperi orice fără de lege și așa va merge înainte. Acum, eu, ca să vă dau un mic exemplu cum se poate de făcut, de unde trebuie de început. Nu trebuie să începem să schimbăm iar legislația de cap-coadă, cum se spune. Noi legislația asta o schimbăm din momentul aderării noastre la Consiliul Europei din 99, mai devreme, din 93-94, am început schimbarea legislației. Nu e problema în legislație. Noi avem bucăți de legislație foarte bună, poate mai bună decât alte țări membre a Uniunii Europene. Noi problema e că orice lege n-ai adoptat, ea nu se implementează. Asta e, de la vorbe la fapte trebuie să trecem. Din niște bani foarte mari, americani, 6-7 milioane de dolari, au fost procurate camere video câțiva ani în urmă și instalate în toate judecătoriile țării, toate. Și nu funcționează. În sălile de judecătorie. Ideea a fost foarte simplă și corect. Toate ședințele să fie filmate, ca în baza acestor înregistrări, să fie pregătite procesele verbale, să deciziile să fie formulate și așa mai departe. Nu lucrează nicio cameră nicăieri, pentru că intenționat la indicația judecătorilor au fost scoase din funcțiune, așa, ușurel. Nimic, nicăieri. Acum, uitați-vă cu și perseverență s-a insistat asupra înregistrării acestor examene de bacalaureat. De ce nu se insistă asupra pornirea acestui mecanism de filmare a tuturor ședințelor judecătorești și să fie o clauză în legislație că nicio ședință, nicio decizie nu este valabilă fără această înregistrare publică, să fie făcută publică. Uitați, nu trebuie mare minte aici, nu trebuie să mărești nimănui salariul. Pur și simplu, peste o săptămână tot asta să lucreze și fiecare săptămână o inspecție acolo 1-2 să ducă să, cu participarea sponsorilor, duc și americanii acolo să vadă lucrează camera aceea sau nu. Da. Poftim! Pași mici care pot să aibă efecte enorme. Dumneavoastră vorbiți la modul general, eu cunosc chestia asta chiar din aulile astea sau cum se cheamă, din cabinetele astea unde se fac și așa zisă justiție. Nu se vrea să se pună o cameră acolo și am să vă dau un caz simplu. Vă amintiți cazul Jurnal TV care a fost atacat mișelește de un post controlat de Plahotniuc. Da. Acest, ce a făcut Poale Lungi? A găsit o chichiță, a spus că n-a existat un proces verbal în care să fi fost consemnat pledoaria, deci un drept al jurnalului a fost folosit împotriva lui. Ei, imaginați-vă dacă ar fi fost această cameră. Ce ar fi făcut Poale Lungi? Oricum ar fi făcut măgăria. Găsea altceva. Ștergea registrare. Dar nu atât de brutal. Dar nu ar fi făcut atât de primitiv. Dar, revenind la ce se întâmplă cu justiția, uitați-vă mass media, că dacă toți suntem acum într-un studio de televiziune, uitați-vă cum justiția intervine într-o activitate normală a instituțiilor statului în care a fost elaborată o normă, o lege care spune că toate instituțiile media din Republica Moldova, vorbesc de televiziune, acum trebuie să aibă un minim de 30% de produs autohton. Există lege? Există. Iar unde e lege, nu-i tocmeală. Așa ne-am învățat la școală. Dar ce se întâmplă în Republica Moldova? Un grup restrâns de posturi de televiziune care nu vor să facă produs național, care retransmit posturi din străinătate și să vedeți acolo nici nu o să vă găsiți vreun post a servitului Plahotniuc sau controlat de Plahotniuc. Nu. El îi pune pe ăștia în față, iar din spate controlează procesul. Procesul de judecată se duce la cine credeți? La cea despre care presa a scris că este amanta lui Poale Lungi. Cum o cheamă? Palanciuc. Acea judecătoare suspendă
implementarea legii, a normei. Altfel spus, dacă acești radiodifuzori erau obligați ca 30% din produsul său să-l aibă autohton din 1 aprilie, nici până azi suntem încetată, de grabă în 1 august. Nu fac chestia asta. De ce? Pentru că există o încheiere pe o hârtie murdară a lui Palanciuc care spune că se sistează sau se suspendă executarea acelei norme. Dar cu redicizi de bănci naționale? Nu. Da, asta am spus în domeniul în care vă este cunoscut, media. Dar în decizii de bănci naționale, când finul judecătorului, finul atacă Raider în 2011 Asitoul, iar Nașu în 2013 face același lucru. Aveți la Moldova. Aveți și nu puteți să spuneți numele finului. E vorba de Gonciar. Nu, de Gonciar vorbesc. Acum care eu l-am cunoscut ca pe un judecător, domnule, chiar nu știu, n-am crezut vreodată în viața mea că poate să vășe așa ceva. Pentru că, mai repet încă o dată, unii lege nu-i tocmeală. Nu poți tu să te ridici asupra legii. Să substitui legea prin deasupra legii sale, nu există nimic. Absolut. Decât o lege poate constituțională sau Constituția, la urma urmei. Dar tu nu poți să te ridici deasupra legii. Dar uite că s-a întâmplat. Deci, intervenția justiției criminale în orice domeniu. Dacă este vorba de construcții, intervenția unei justiții contra bani, sistează acea construcție, dacă este vorba de media, nu se va dezvolta această medie și nu va deveni liberă atâta timp cât va interveni această justiție aservită, la bănci, atacurile Raider vor continua la nesfârșit pentru că intervine justiția. Ai cu cine? V-am spus, percepția mea este puțin diferită decât a dumneavoastră. Dumneavoastră vorbiți despre 300 de judecători aserviți care nu mai pot schimba. Eu cred invers, sunt 60-70 de judecători, restul 300 sunt pe la țară, sunt pe la mine, pe la Telenești, sunt pe la alții, pe la Fălești, pe acolo, Onești. Care se chinuie. Ei sunt strangulați de această putere care nu mai vorbește, nu mai face declarații că le face salarii, dar nu le face. Nu mai face declarații că le îmbunătățește condițiile de muncă, chiar și de trai. Nu, le scoate aceste facilități, să spun așa. Doar îi alimentează pe parcursul a zeci de ani, dacă vreți, tot cu așteptări. Băieți, mai mâncați o porție de așteptări. Iar o mână de judecători, și eu spun vreo 60-70, dar poate chiar sunt mai puțini, pentru că dacă stau și mă gândesc, sunt cei care judecă aceleași dosare. Dosarul Norma era judecat de Melniciuc. Acum ai dat pe mâna lui Serghei Papuha, care nu știu de ce, dar tot el a examinat cazul lui Sergiu Mocanu. Împotriva lui Placotniuc, Sergiu Mocanu vrea să facă niște acțiuni, nu, Sergiu Papuha îl obstrucționează. În cazurile noastre, Orândaș este omniprezent. Asta e echipa lui oamenii lui Plahotniuc, e clar. 100%. Da, care sunt stipendiați bursierii lui, care primesc pentru asta ce primesc și ei rezolvă problemele. Ei poate nici nu știu foarte bine de unde primesc și pentru cine lucrează. Dacă tot vorbim încă de judecători, vreau să vă întreb, în cazul iată judecătorilor din cauza cărora Republica Moldova este condamnată la CEDU, am văzut ultimele numiri în funcții de conducere la CEDU, CSJ, a judecătoriilor teritoriale, sunt numiți judecători care au cazuri pierdute la CEDU. La fel, întrebat Nicolae Timofti zilele acestea, ce părere are, știți, dumnealui a reacționat așa cam straniu pentru noi presa, că a zis că doar în Republica Moldova se face problemă pe acest subiect, pentru că și în țările europene sunt judecători care au cazuri pierdute la CEDU și adică să nu mai facem noi atâta zardă pe acest subiect. Cazurile pierdute la CEDO de acei judecători. Haideți întâi de toate să facem procentul, să vedem procentajul, iar în al doilea rând să vedem cazuistica și să vedem care sunt, de ce s-a întâmplat asta. Pentru că la CEDO poate fi condamnat statul și pentru chestiuni de care nu se fac vinovat judecătorii. Mă miră de ce un președinte de țară, un om care are 36 de ani experiență în domeniul, a fost judecător, face asemenea declarații. Pentru că el la fel a fost condamnat din cauza, în unele dosare examinate de el, a fost la fel, Republica Moldova a fost condamnată la CEDO. Ce ați vrea să spună el? El spune de la tribuna Congresului Judecătorilor că judecătorii au pierdut lupta cu corupția.
El face o declarație acolo. El spune la Bruxelles că va stârni corupția, nu va promova și mai departe, iar vine acasă și îl promovează. Uitați-vă atent. Acest Consiliu Superior al Magistraturii, acest sistem care la sfârșit, până la urmă, duce printr-un decret al președintelui sau printr-o hotărâre a Parlamentului, promovează în funcții cheie în justiție acei judecători raideri. Eu am să vă dau numai un exemplu. O declarație făcută de un secretar al Comisiei de Securitate a Statului, nu? Budmălai. Uh-huh. Susținută de către Cimbrânciuc că Poale Lungi, împreună cu Tănase, au fost arhitecții... Președintele Curții Constituționale, da. Așa ca să... Pentru președintele Curții Supreme de Justiție și președintele Curții Constituționale sunt arhitecții atacurilor raider din Republica Moldova. Că în spatele lor, sau că pentru ei au acționat Druță de la judecătoria Botanica, Sternioală, președintele judecătoriei Buiucani. Judecătorii, Țurcanu, Dulghieru, Bivol, toți sunt trecuți acolo în Pomelnic. Ei, toți ăștia, uitați-vă, Sternioală vrea la Curtea Supremă și probabil va fi trecut acolo, de la judecătoria, așa. Druță vrea la Curtea Supremă, se zvonea că vrea la Consiliul Superior al Magistraturii. Radu Țurcanu vrea să fie vicepreședinte la judecătoria Botanica. Dorin Dulghieru, implicat în atacurile Raider în 2011, la fel, vrea să fie vicepreședinte sau chiar președinte sau vicepreședinte la judecătoria Buiucani. Nu vă spune nimic acest lucru? Nu, e o caracatiță care se extinde. Se extinde și se susține unul pe alții. Și pe ultima, scuzați-mă și aici termin la acest capitol, pe ultima sută de metri acestui Consiliu Superior al Magistraturii, despre care presa a scris că este o bandă criminală și un prim-ministru din Republica asta a spus că este o bandă criminală. Eu subscriu. Acest Consiliu Superior a Magistraturii nu face altceva decât pe ultima sută de metri să instaleze la posturile cheie, pe perioadă de cel puțin 4 ani de zile, oameni aserviți sistemului oligarhic, oameni aserviți lui Plahotniuc, oameni aserviți direct și controlați direct de către Poale Lungi. Eu mă întreb, de ce această grabă? De ce presa tace? Apropo, această numire în funcție este inamovibil. Deci el nu poate, pe parcursul acestor 4 ani, să fie destituit sau poate? Nu poate. Poate, eu știu, da? Cum. Știți cum? Să ridică atacurile Raider, să intentează dosare penale pentru că așa, pentru că mă miră, domnul Tulbure zice că trebuie să schimbe conducerea, guvernarea, deci, sigur că și da. Doar după aceasta vom putea vorbi despre reformarea sistemului de drept. Dar în cazul în care deja totul este corupt în sistemul de drept, cum să mai schimbi când totul va fi aservit? Nu o să schimbi în sistemul de drept în Republica Moldova cu această coaliție, cu această clasă politică, nimic. Asta e absolut evident. Noi diagnosticăm situația, tot aducem exemple și mai mult și mai mult. Dar deja sistemul se deteriorează absolut 100%. Păi, și în cazul dat, nu există justiție. Există o bandă. Timofte iese și spune, băi, uitați-vă, și în alte țări se mai pierd cazuri și mai departe. Da, dar nici într-o țară europeană justiția nu este transformată în business, în business criminal. Nici absolut. Într-o altă țară, cazurile de la CEDO nu sunt înscrise niște scheme criminale de extragere, extorcare a banilor din bugetul statului, pentru că se măresc primile și așa mai departe. Și judecătorii intenționat pierd cazurile aici în complicitate cu participanții la proces pentru a obține bani în urma deciziilor de la CEDO. Apropo, de pe spatele tot a cetățeanului, uitați-vă simplu. Uitați-vă când se apropie, dumneavoastră vă apropie jurnaliștii de demnitare, nu și întrebați în privința corupției. Uh-huh. Că ce-i cu corupția? Că e omniprezentă, că avem probleme, de ce nu se face nimic? Toți, practic, ca unul spun, dar ce numai la noi? Toată lumea. În toată lumea e corupție. Ce luați-vă cazul ăsta aparte? Parcă Moldova... Fraților, este corupție peste tot, numai că ea nu-i omniprezentă așa cum e la noi. Clasa politică și cei aserviți clasei politice sau politicienilor nu sunt inspiratorii, promotorii și beneficiarii acestei corupții, cum este la noi. La noi corupția, cum s-o mai spus, ea nu-i un flagel. Dar e o formă de producere. Asta e un model economic. Nu, e un model economic conform căruia funcționează întreaga țară. Noi alte economii nu mai avem. Tot ce mișcă în țara asta, cu mici excepții, dar și excepții este de grabă sfugă, cred că, peste o rând sau altul, fie la vest, fie la vest,
tot e corupt. Fix așa și sistemul ăsta. Sistemul nu mai poate fi reformat, el n-are potențialul ăsta din interior, fie din interiorul corpului judecătoresc, fie din interiorul clasei politice existente. Dar nu vorbim despre schimbare. Uitați-vă! Domnul da? Tulbure, atunci pentru ce Europa ne dă 60 de milioane de euro? Vă spun de ce ne dă 60 de milioane de euro. Eu nu știu pentru ce dăm 60 de milioane de euro. Dar presupun că aceste 60 de milioane de euro au fost adoptate în bugetul Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Și ei tot îmi întrebau, dați o hârtie oarecare, pentru ce să vă transferăm acești bani? Au scris ei niște studii, o concepție, bazată pe niște studii profunde, studiile cele nu le-a văzut nimeni. Unde studiile cele sunt, există, nu există ele. Un concept. Au dat aceste 60 de milioane și nu-s primii bani care i-am primit pentru justiție. Nu am mai primit și în interior. Acești bani vor fi irosiți, furați și noi cu reforma și cu sistemul judiciar vom rămâne acolo unde suntem. Pentru că nu poți da bani celor care sunt cei mai corupți în Europa. Noi suntem campioni la corupție în Europa și suntem cei mai săraci în Europa. Ei dau bani și acordă această susținere și asistență, în opinia mea, absurdă, pur și simplu. Pentru că noi urmărim aceste vizite a demnitarilor europene, aceste declarații care le fac. Acum nu mai vorbesc despre istoria de succes, povestea de succes, cel puțin spun că sunteți pe o cale corectă și mai departe. De atâta. Pentru că noi suntem în cadrul unui program. Programul ăsta se numește Parteneriatul Estic, care a fost decupat de programul vecinătății europene. Noi suntem la est, nu avem multe comuni cu cei din Maghrib, de la sudul Europei. Așa. S-au cheltuit miliarde de euro în câțiva ani. Rezultatele sunt dezastruoase. Nu ești într-o țară care este membra Parteneriatului Estic, Azerbaidjanul, Belorusia, Ucraina, Armenia, Georgia, și Moldova nu s-a înregistrat niciun progres. Georgia a avut alt program care nu depindea de Parteneriatul Estic. Dacă s-au făcut acolo reforme, s-au făcut prin alte filiere, cu asistența altor parteneri, Statelor Unite. În Moldova e unica țară care, ce nu s-ar întâmpla, noi o ținem una și bună, prin cuvinte, integrare europeană, integrare europeană, și sarcina să-i mențină pe ăștia până în noiembrie, până la summitul Vilnius, atunci când cei care sunt implicați în cadrul Uniunii Europene în parteneriatul este, trebuie să-și dea darea de seamă, nu numai față de Parlamentul European, dar și față de alegători, că în anul viitor urmează alegerile în Parlamentul European, pe tot teritoriul Uniunii Europene. Și ăștia trebuia să spună, ei reduc subvențiile pentru agricultură, pentru programe sociale, pentru susținerea Europa și irosesc aici pentru susținerea unor bandiți, că altfel într-adevăr nu-i poți numi, cheltuind miliarde. Și așa se întrebe, dar unde ați băgat miliarde? Și eu spun că, uitați-vă, noi avem un guvern pro-european și o să le baje asta dacă noi nu vom reuși să pătrundem prin toate obstacolele și să ajungem la opinia publică europeană, să ajungem direct la acel plătitor de impozite din Europa, să explicăm unde s-au dus banii lui. Iacă asta e esența și natura susținerii. Mie îmi pare rău să constat acest lucru, pentru că eu sunt unul dintre aceia care vreau ca Moldova să se dezvolte ca un stat european. Suntem stat european. Trebuie să aparținem acestui spațiu civilizaționist, acestui spațiu democratic, a valorilor. Noi trebuie să mișcăm înainte. Dar așa noi nu o să mișcăm. Noi mișcăm spre o catastrofă, pentru că acest decalaj între vorbe și fapte, el se mărește. Și până la urmă, întreb, domnul Năstase, ca să nu mergem mai departe la alte subiecte, că ați pomenit adineauri despre această legătură, relație Tănase, Alexandru Tănase, Mihai Poalelungi, atacurile Raider. Ați spus că am avut și noi știri, membrii Comisiei Comisiei Parlamentare pentru Securitate și Ordine Publică, Butmălai și Cimbriciuc, au atenționat opinia publică că cei doi s-ar fi întâlnit undeva aici, într-un local în Chișinău, și au pus la cale atacul Raider asupra băncii Moldova Agroimbank. Atacurile Raider, să spunem. Sau atacurile Raider. Așa. Deci Raider. Noi atunci tot am făcut materiale pe acest subiect. Ni se părea că lucrurile parcă se vor porni. Am văzut membrii Comisiei Parlamentare, iată, iau atitudine și acum, pac, de pe 30 mai,
toată lumea tace, nimeni nu se sesizează, nu se autosesizează, vorbim de așa subiecte și absolut nimeni nu vine cu o reacție. Este o complicitate și este o tăcere criminală a acestei guvernări asupra unor subiecte de importanță, dacă vreți, vitală pentru acest stat. Pentru că atâta timp cât niște oameni, da, sunt oameni politici, dar ei sunt membri ai Comisiei de Securitate a Statului. Ei fac referire la oameni de securitate. Vorbesc despre faptul că capii justiției moldovenești, vorbesc de Poale Lungi și Tănase, este implicat, are întâlniri secrete cu Damir, finul lui Plahotniuc, Berlinski, reprezentantul acelor minoritari la Banca de Economii. Deci este o legătură foarte clară făcută de către acești doi deputați, da? În condițiile astea să taci un parlament întreg, o guvernare să tacă, și mă uit că aici există și complicitatea pe subiectul băncii de economie, există și complicitatea opoziției și aici este foarte, foarte grav. Foarte grav dacă pe acest subiect există complicitate la nivelul opoziției cu guvernarea, suntem distruși, suntem falimentați din toate punctele de vedere. Pentru că, iarăși cu referire la mine, am cerut să fiu audiat la comisia, dacă vă amintiți, creată în cazul BEM. Acel Reidman a făcut promisiunea publică că voi fi chemat în cadrul sistemului bancar, nu doar cu referire la BEM, pentru că acolo era vorba de credite neperformante și mai departe. N-am primit nici până acum o citație. Știu că există deja rapoarte. La sistemul bancar per ansamblu încă nu, doar la Banca de Economie. Ok, dar este finalizat. Eu mă uit după lege și v-am mai spus încă o dată. Dacă în lege și în hotărârea Parlamentului există niște termene, eu consider că în acele termene trebuiau să fie audiați cei care spun că au ceva de spus. Dar revenind la Poale Lungi și Tănase, atâta timp cât niște oameni din politic, de la guvernare, de la o comisie serioasă a acestui stat, vorbesc despre implicarea lor. Da, dar după asta au uitat. Este o tăcere criminală pe care nu pot să o înțeleg. Că astăzi când ne apropiem și întrebăm, ei se eschivează. Politic înțeleg, dar ceea ce li se reproșează acestor doi indivizi, că au existat complicitate cu finul lui Plahotniuc și acelalt reprezentant al minoritarilor la Banca de Economii, este deja trece politicul, trece norma, trece în pitărâmul penal. Dar ca să știți, vă spun în premieră, pentru că m-am ocupat de asta și am sesizat procuratura să intenteze dosar penal, să-i ancheteze pe Tănase și pe ăsta și să-i suspende din funcție. N-a făcut-o. Și nici n-au să o facă. Mai mult decât atât, repede s-au grăbit să emită un NUP, o ordonanță de neîncepere a urmăririi penale, pe care nu va mai putea nimeni șterge, pentru că există niște principii la CEDO, pe care tot ei le-au încălcat în cazul clienților mei, în principiu non bis in idem, că nimeni nu mai poate fi judecat. De asta ei se grăbesc repede să-și facă repede dreptate sau să-și facă justiția pe care vor să o facă. Procuratura Generală de astăzi, și regret că în fruntea Procuraturii este un om pe care eu din anii studenței îl cunosc cu un om de onoare, rămâne una aservită prin toți, cum să spun eu, indivizii care au fost instalați acolo de Zupco. Procuratura Generală în momentul de față, am impresia, este în continuare în mreaja lui Zupco, Garaba și a lui Plahotniuc, bineînțeles. Garaba, ca să menționăm pentru telespectatorii, Garaba este șeful consiliului, da, care el gestionează. Pentru că tocmai am venit și la procuratură, că am vorbit până acum de judecătorii. Vreau să vă întreb, săptămâna trecută, dacă vă amintiți, cu mare fast s-a vorbit despre crearea unui grup de lucru comun care va participa la reformarea procuraturii. În fruntea acestui grup este Vlad Grebincea, președintele unui ONG din sistem, care de fapt am aflat că este finul lui Vitalie Nagacevski, un alt avocat, care de fapt este avocatul lui Plahotniuc. Și noi, presa, pentru că facem legătură, vreau să vă întreb, cum vi se pare această legătură? Va fi vreo influență sau nu? Și mai există încă o chestie, pentru că cam se păstrează secret componența acestui Consiliu de Reformare a Procuraturii. Și am mai auzit că consultant al acestui Consiliu este, dacă vă amintiți, de Val Gurviț, avocatul lui Vlad Plahotniuc, care echipul era din America. El, consultant sau asta e așa? Deci sunt unele știri, nu știm, trebuie să vedem, dar din moment ce nu apare procuratura cu un comunicat sau cel puțin să spună cine sunt membrii acestui Consiliu, de ce se ascunde? Că am înțeles că acolo, într-adevăr, tot ar fi oameni
oamenii al lui Zupcu, al lui Plahotniuc? Cunosc stilul acestei grupări. Uitați-vă, cum s-a procedat în cazul selectării, dacă putem numi, a candidaturii procurorului general. A ieșit o unealtă în mâinile lui Plahotniuc Lupu, pe atunci președintele Parlamentului, nu, eu nu spun aici, poate nu-i frumos, dar e o nulitate care poate fi manipulată de oricine. Atunci când au fost promovat de comuniști, comuniștii au turnat în polobocul ăsta gol ce au vrut. Acum el îi toarnă Plahotniuc, acum nu mai atrage nimeni atenție la el. Da, nu mai toarnă nimic, el nu mai prezintă pentru nimeni niciun interes. Atunci era speaker. El a anunțat crearea unei comisii. Această comisie a imitat activitate, activism, până la urmă pe cineva l-a eliminat la o etapă intermediară din concurs, pentru l-a acceptat. L-a acceptat și până la urmă ăsta care a fost eliminat acceptat, cum îi spune lui fostul ministru Vitalie Părlog, a fost înaintat de această comisie. Și nu a fost acceptat în Parlament. Pentru că în dimineața în care noi așteptam ca să fie pe ordinea de zi, să nu intrăm în detalii, este pur și simplu că au fost niște porcării acolo, pentru că Lupu un circ, Lupu declarase că eu de atât am creat această comisie pentru ca să știi, ca să eliminez orice dubiu și bănuială și pe cine l-au înaintat ăsta să fie candidatura mea, să nu fiu învinuit și nu știu ce. Nu a fost să fie. A apărut Corneliu, da, și Gurin a fost numit. Aduceți-vă aminte de așa numită reformă la Centrul Național Anticorupție. Da, ne aduce. Asta în genere clasic. Acum noi așa au reformat acest centru că a rămas toată lumea pe loc și se ocupă cu ce s-au ocupat mai departe. Corupția crește. Acum e reforma procuraturii. Care e credibilitatea acestei reforme? Ca să ne referim la personalități, poate sunt și oameni cum scade. Gribincea are meritele sale într-un fel, în afară de a fi finul Năgăcevski, el și un avocat de performanță care are succese la Curtea Europeană de Drepturile Omului. Dar care e credibilitatea acestei comisii și acestor reforme dacă noi nu cunoaștem ce se întâmplă cu dosarele în cazul atacurilor Raider? Nu numai asta. Ce se întâmplă cu dosarele în cazul Metalferos? Da. Unde sunt actele care au fost ridicate de la impozite? Se întâmplă cu condamnările ilegale a unor oameni? Ce se întâmplă cu condamnările ilegale? Procuratura face ceva în sensul ăsta, nu face ceva? Ce se întâmplă cu pădurea domnească? Ce se întâmplă cu dosarele cu Sandulache, cu dosarele penale împotriva miniștrilor, care au fost și în precedentul guvern și în actualul guvern? Sunt niște dosare cu rezonanță, sunt niște dosare care, știți cum, indică asupra anumitor procese. Până când procuratura nu o să dea dovadă că acționează independent, dar dovada că acționează independent asta să fie dosare reale intentate împotriva capilor grupărilor criminale, dar capii grupărilor criminale sunt capii acestei guvernări, până atunci toate reformele astea e imitare, asta e floare la ureche de a... Dar eu înțeleg de ce s-a creat această comisie, ca să nu mai intrăm în... Da, pentru că mai avem... De atâta conștient că a venit către Năștun, că a venit Fiule, că vin anumite semnale și emisari din Uniunea Europeană care spun, fraților, trebuie de făcut ceva. Fraților, noi susținem cetățenii. Fraților, oamenii trebuie să simtă ceva. Și ăștia au hotărât să arăte că ei, ia ca drag doamne, adică început să facă ceva. Da, absolut. Eu vreau să vă atrag atenția asupra unei chestiuni. Da, pe scurt, că suntem aproape de finalul. Sper că o să mă încadrez și cu o concluzie. Dar în acel ordin despre care dumneavoastră spuneți că a devenit public mult mai târziu, acel al procuraturii, o să vedeți că el este plin cu nume și nimic mai mult. Nici măcar nu se specifică scopul real să fie dezvoltat acel scop. Este o frazuliță. Dumneavoastră l-ați văzut? Eu nu am văzut numele. Am văzut și membrii de acolo, l-am găsit acolo, Viorel Morar, care a servit această putere oligarhică și a făcut ce a făcut și pe timpul comuniștilor.
Îl găsesc acolo pe un coleg de-a meu, avocat, avocatul lui Plahotniuc, într-un caz de pe data de 15 august, am dosar cu dânsul. Ei, el îl găsesc acolo, probabil pentru că n-a încăput Vitalie Năgăcescu, prietenul meu, n-a încăput acolo, da? El neapărat trebuie să fie un alt coleg de-a lui, din biroul lui de avocați. Poate special n-a fost pus Năgăcescu ca să nu bată la ochi. Bate la ochi, mie împălește chiar ăsta, cum se cheamă, Vitalie Zam, un avocat. Uh-huh. Și tot așa, deci, până la urmă, și în Consiliul ăsta, oamenii lui Plahotniuc există cu prisosință. Tot felul de garabă și mai departe. Dar eu mă întreb o chestie, de ce această reformă a procuraturii este lăsată pe mâna unei procuraturi aservite? De ce trebuie să fie lăsată pe mâna unor oameni? E adevărat, Grebinci și alții sunt niște oameni care au demonstrat capacități și mai departe. De ce nu s-ar face acest lucru pe criteriile care s-au făcut în străinătate? Spre exemplu, în România. Haideți că e cel mai aproape stat din toate punctele de vedere. Și, da? Acolo s-a văzut că procuratura lucrează, că justiția lucrează, că pun la zdup, pun miniștri în exercițiu, foști prim-ministri, mari personalități de acolo, ajung să fie la pușcărie. Nu. La noi reforma se face din interior, de tot felul de consilii de astea semnate prin ordinul lui Efrim și Gurin. Părerea mea este că această reformă a procuraturii trebuie să vină din exteriorul acestei procuraturi. Da, e adevărat să vină oameni cu competență acolo, dar să nu fie ghidați, așa cum se vorbește în presă, și să fie consultați de avocații lui Plahotniuc. Adică și pe față, procuratura rămâne în continuare și în subordinea, pe față și pe spate, ca absolut, în subordinea absolut. Lui democrație. Nici nu încape nicio îndoială că această procuratură rămâne să aservească sistemului și în personalul lui Plahotniuc. Vă dau un exemplu. Articolul 4, protocolul 7 al Convenției Europene de Romului îmi dă dreptate într-un caz al meu. Mă adresez acestei procuraturi. Tot această procuratură scăpată de Zubco după pădurea domnească îmi dă verdictul. Nici până în prezent și-au trecut după la pădurea domnească cât? Din martie până acum avem, așa, nimic nu face. Sunt doi oameni, pe care, trei oameni condamnați. Sunt condamnați 9 copii în același timp. Ilegal, criminal, de către sistemul lui Plahotniuc. El o face pe șmecherul. Îi vine timpul. Într-o bună zi, acest individ va sta la pușcărie și va sta la pușcărie pe baza unui rechizitoriu foarte bine completat. Dar ceea ce am vrut să vă spun, pericolul mare în care se află Republica Moldova este că această justiție o devalizează, această injustiție, de fapt, a lui Palenunci. Politicienii care se află astăzi la guvernare au falimentat-o de drept. Tot ei o falimentează financiar. În Republica Moldova, în momentul de față, Republica Moldova și justiția, mai degrabă a Republicii Moldova, este un recipient în care mafia națională, să spun așa, și mafia internațională își spală paralele. Am să aduc într-o bună zi probe și nici nu trebuie să vă le aduc eu. Uitați-vă pe site-ul CSJ-ului. Vedeți ce dosare se judică. Vedeți câtă spălare de bani. Am cerut într-un apel public către Ministrul Justiției. Dom'le, nu face imixtiuni în actul de justiție, dar fă un borderou să vezi câți bani se scot zilnic în fiecare ședință a Colegiului Civil a Curții Supreme de Justiție și în fiecare zi de colegiu al Curții de Apel Chișinău. Se scot bani din bugetul de stat în fiecare zi. Fă, domnule, un borderou să vezi cine scoate, cine în Republica asta fură cel mai mult de la bugetul de stat. Și în același timp, fă să vezi cine ghiolcăiește prin Republica Moldova, cine spală în Republica Moldova bani grei. Da. Iar ăștia sunt bani electorali, bani prin justiția criminală a lui Palelunci și Plahotniuc se acumulează bani electorali. Următoarele alegeri vor fi, vă asigur eu, vor fi trucate pe bază de bani la cel mai înalt nivel, la Comisia Electorală, la birourile electorale locale, centrale și așa mai departe. Domnul Stasă, ne promiteți, sper acum, că veți mai veni la noi la o emisiune și discutăm anume despre acest subiect, spălarea banilor mafiei internaționale prin Republica Moldova. Este un subiect aparte care trebuie dezvoltat mai mult, dar o întrebare ca și concluzie aș vrea. Observăm în ultimul timp, deci bugetul pentru susținerea domeniului justiției este în creștere, în schimb, încrederea populației în sistemul justiției este în scădere. Că m-am uitat pe barometrul de opinie publică. Dacă în 2009 această încredere era tot mică, că era 37%, ultimul barometru făcut public în luna mai vorbea despre 12%. Acest trend se va menține sau se va schimba? Și ce trebuie să facem ca să crească încrederea și autoritatea sistemului justiției în fața cetățenilor?
Aceste indicatoare arată foarte clar care sunt rezultatele reformării sistemului. Nu există niciun progres în acest sens și acest trend, bineînțeles, că se va menține atâta timp cât se va menține acest sistem criminal. Odată ce se va schimba și dacă vor fi întreprinse eforturi pentru curățirea sistemului, pedepsirea, pentru că asta e tot o problemă. Lumea face fără de legi și scapă băsma curată. Cazul lui Colenco, când Timofti s-a uitat în ochii lui și omenește, l-a iertat, omenește, asta e distrugerea statului, ideii statului, pentru că orice crimă trebuie să-și aibă pedeapsă. Dacă omul știe că pedeapsa nu urmează, atunci el își permite orice. Atunci o să înceapă să schimbe. Când o să vadă lumea că ăștia judecă după lege și fac dreptate, o societate fără dreptate nu poate exista. Da. Atunci o să crească susținerea și credibilitatea sistemului în ochii oamenilor. A, înțeles. Barometrul la care făceați dumneavoastră referire mai vorbea despre un lucru extraordinar de important. 97% din cetățenii acestui stat, dacă îi dau crezare doamnei Carasiu, pentru că eu n-am văzut barometrul, dar am văzut... Ăsta e deja de la Transparency International. 97% într-o măsură sau alta consideră că statul Republica Moldova este un stat capturat. Eu trăiesc într-un stat capturat. Eu fac parte din acei 97% care consideră acest lucru și o consider pe bază de probe, nu prin auzite de la televizor sau din presă sau nu știu de unde. Eu o fac pe bază de probe. Deci această concluzie mi-o trag pe baza unor înscrisuri, probe și mai departe. Deci cel mai grav în momentul de față este că nu avem stat. Statul nostru este falimentat de drept și financiar. Și nu știu încă cât mai avem de trăit în acest stat. Am impresia că nu prea mult. Da, eu vă mulțumesc pentru discuția din această seară. Reamintesc telespectatorilor noștri, invitații emisiunii în direct au fost avocatul Andrei Năstase și politologul Alexei Tulbure. O seară bună tuturor!